Da, ce ați găsit aici? Produse fără elemente de identificare. Aici avem foarte multe produse cu termenul depășit. Adică carne expirată din luna octombrie. Hamburger, la fel. Pui expirat în luna octombrie. Aici, la fel, produse fără elemente de identificare, congelate, nu știm de când. Aici ce aveți? Creveți. Creveți congelat, nu știm de când. Și aici, ce credeți? Surpriză! Avem orez. Uitați-vă și dumneavoastră cum arată orezul. Așa arată orezul. Da? Și aici avem ciorbă. Văcuță, dar văcuța nu e în, nu e în ciorbă. Văcuța este... Unde e aici? Uitați, aici este văcuța. Asta e văcuța. Fără elemente de identificare. Și când ați? Aveți aici, da? Da. Când ați făcut carnea asta de văcuță? 20. Și astăzi suntem în 21, da? Da. Și? Mai aveți și aici la probe. Din 19, da? Asta e? Expirat? A expirat, vă spun eu. A expirat. Aici la fel, ce aveți? Și asta? Borș. Borș de pui, da? Fără pui. Ăsta e borșul de pui fără pui, da? Mai avem sus o surpriză. Mai avem aici încă o surpriză. Expirată din luna octombrie. La fel, fără elemente de identificare. Acest frigider, congelator, ladă frigorifică, neconform, uitați-vă cum arată. Da? Cu sarmale congelate, așa arată sarmale. Și sus. Fasole. Așa arată fasolea mie. Asta e fasole, da? Toate produsele din carne expirate. La fel, expirate. Din luna asta expirată în zile. La fel. Deci toate produsele acestea. Aici aveți, așa arată sarmale proaspete. Făcute nu știm de când. Iar aceste toate, toate aceste produse expirate sau neconforme? Toate sunt expirate, nu neconforme, expirate de mult. Din luna 10. Ce măsuri luați în cazul la această locație? În primul rând, oprirea temporară a prestărilor de servicii. Vor fi sancționați și vom propune de asemenea suspendarea activității de la 0 la 6 luni. Spuneți numele, vă rog. Mihai Culeafă, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.